Mă gândesc la o zi de toamnă de acum 15 ani, când încăperea liniștită a fost tulburată de către o prezență impunătoare. Avea două cozi lungi și groase, o voce puternică și opinii despre absolut orice subiect. Avea o fire dificilă, dar de dragul de a te provoca, de a te scoate din țâțâni, ca pentru apoi să se așeze comod pe locul frumos pe care și l-a făcut în viața ta. Nu mi-a plăcut de Didi. Dar apoi, cu ajutorul sau cu forța, unor seri și ani lungi în coloana sonoră a lui Manu Chao, am ajuns nu doar să o plac pe Didi pentru ceea ce înainte o antipatizam, ci și să o și iubesc. Pentru că m-am învățat ce important este să fii tu însuți, de dragul de a fi tu însuți și nu pentru a fi pe placul altora. Și în seara asta, în fața noastră a tuturor, alături de Feli, ne arată ce bine e să fii tu însuți și cât de mult frumos aduni în jurul tău. Mă bucur foarte tare pentru voi și regret că nu sunt acolo să vă admir. Casă de piatră.